Vă spuneam că avem știri interesante care vin din domeniul învățământului și aici o să mă refer acum la învățământul superior. Am în față un raport ce a fost dat publicității de Asociația Studenților, Asociația Națională a Studenților din România, care nu sună chiar deloc bine. Acum judecați dumneavoastră. La 20 de universități de stat, 40% dintre studenții aflați în 2013 în an terminal au abandonat studiile. Este foarte simplu. Motivul principal, că or mai fi fost și altele, dar motivul principal a fost acela că vieții tineri nu și-au mai permis să meargă la facultate. Tocmai ținând cont de aceste statistici îngrijorătoare, Asociația Națională a Studenților din România cere ajutorul Ministerului de Resort în ideea de a lua niște măsuri care să stopeze acest abandon, să nu se mai ajungă la asemenea situații. Și am aici o declarație făcută de liderul acestei asociații, se vorbește despre Cristi Popescu. El reamintește ce promitea ministrul delegat Mihnea Costoiu în toamna anului trecut, vis-a-vis de îmbunătățirea vieții studenților. Printre promisiuni se număra creșterea subvenției cămine cantine. Într-adevăr, aici s-a întâmplat asta, nimic de zis, dar oricum mult mai puțin decât s-a promis. Reformarea modului de alocare a burselor sociale și propunerea de soluții pentru creșterea fondului alocat pentru burse. Adoptarea unui act normativ care să facă centrele de consiliere și orientare în carieră funcționale.